Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am găsit la o ediție Antreprenor vs. Investitor, alături de noi Radu Georgescu, un antreprenor în serie, investitor, pe care eu îl admir foarte mult pentru că pentru mine permanent de când îl cunosc a fost o inspirație. Da, super ok. Și uite, pentru cei care nu te cunosc, deși mă îndoiesc că există în România și chiar și în Europa, poate chiar și la nivel global, oameni care să nu știe cine este Radu Georgescu, acel antreprenor care a vândut, a făcut primul exit de succes din România către Microsoft, RAV 4 sau cum se numea atunci soluția. Neața, mersi mult de tot, m-ai pus așa undeva unde unde meriți. Nu cred, că sunt foarte mulți oameni foarte mișto în țara asta care au făcut lucruri spectaculoase. Îți mulțumesc foarte mult, I'll take the compliment. Doar ca să zic două vorbe despre mine, pentru că sunt sigur că e multă lume care nu mă știe. Sunt practic un antreprenor în serie și investitor. Am fondat sau co-fondat împreună cu parteneri 37 de companii, Seedling fiind a 37-a, dintre care 6 succese absolut extraordinare. Încă vreo 10 în care nu am pierdut chiar toți banii și restul niște experiențe minunate. Care te-au ajutat să ajungi unde ești? Care m-au ținut în picioare, care îmi dau energia, care îmi dau... De asta scriam ieri pe Facebook că vorbim astăzi de antreprenori, de investitori și de the joy of the... of the journey. Este atât de plăcut, atât de bine, atât de, nu știu, îmi vine în cap cuvântul mișto, dar să faci lucruri, să faci lucruri cu mâinile, să faci lucruri să se întâmple, să construiești companii din idei, este absolut spectaculos. Și să ne spui un pic, pentru că astăzi vom vorbi despre două roluri de ale tale și chiar și al treilea, pentru că acum, astăzi vom povesti foarte mult despre crowdfunding și Seedling și cum unește practic investitori cu idei de afaceri, cu startup-uri. Absolut. Și pe lângă asta voi mai oferi și ceva între cele două, adică faceți o vizibilitate către acea companie, îi ajutați cu consultanță înainte de investiție, pregătiți cu due diligence, cu toate lucrurile respective și inclusiv post investiție aveți un suport pe care îl oferiți. Și aș vrea să le luăm pe rând. Prima fază, aș vrea să povestim un pic de context. Și am să pun să vadă spectatorii care ne urmăresc și vă încurajez pe toți cei care sunteți alături de noi astăzi, indiferent pe ce canal sunteți prezenți, YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, transmite pe vreo 5 canale, puneți întrebările pe care le aveți în comentarii și vă promitem că le preluăm repede și încercăm să le răspundem. Iată prima întrebare. Cum e afectată piața de finanțare din cauza conflictului de la granița Europei? E o chestiune care ne îngrijează pe mulți. Abia am ieșit din pandemie, dintr-o, hai să spunem, o zdruncinătură zdravănă pe care a dat-o universul omenirii și pe care foarte mulți antreprenori au simțit-o... Unii de bine, unii de rău. De rău, da, așa este. Dar și unii de bine. Așa este, dar a fost foarte, foarte mare discrepanță între unii și ceilalți. Da. Și bă, dacă poți să ne spui punctul tău de vedere, pentru că ești un om extrem de informat, interacționezi cu foarte mulți investitori de peste tot din lume, ai și investiții în zone probabil care au fost afectate într-un fel sau altul de aceste două mari, trei, că putem să adăugăm și partea de energie, de criză energetică, care se simte acut. Da, este clar în momentul ăsta, este... toată lumea este un pic cu gheruțele scoase și stă în expectativă să vadă ce se întâmplă. Investițiile scad, deși în continuare sunt bani de investit, dar lumea așteaptă. Încă nu este foarte clar noua configurare, nu este clar cum se reconfigurează lumea. Lumea se reconfigurează, s-a reconfigurat semnificativ înspre digital odată cu COVID-ul, dar acolo a fost un pic mai clar, a fost destul de clar care business-uri nu mai merg, care business-uri mai merg. Și voi v-ați mutat un pic din offline în online. Mult, nu un pic. Da, a fost destul de clar și destul de repede clar încotro merge. Acum, cu războiul, cu energia, cu petrolul, cu toate nebunile,
Incertitudinea este semnificativă, da. Cu așteptarea asta de recesiune la sfârșitul anului ăsta, următorul an, ba chiar cu așteptări din zona de extindere de război și așa mai departe, există o expectativă destul de importantă. Rezultatul acestei expectative este că nu se mai cheltuiesc bani și o spirală, că nu se mai cheltuiesc bani înseamnă că nu se mai investesc, înseamnă că companiile de pe nivelul 2, furnizoare, nu mai au contracte, nivelul 3, și este o spirală foarte greu de întors, foarte complicată. Efectul asupra investițiilor, inclusiv în domeniul IT, este că se fac mai puține, e mai greu să-i găsești investitori, și la evaluări mai mici. S-au dus evaluările în cap semnificativ. Din cauza riscului. Din cauza riscului, adică... Și atunci oamenii nu vor să se expună cu mai mulți bani decât se simte confortabil și la cine probabil că se crește și costul finanțării. Exact, pentru că riscul este mai mare, clar, costul finanțării e mai mare, valorile companiilor sunt mai mici, cam asta este ce s-a întâmplat. Uh-huh. Deci presimți că în următorii, nu știu, 6 luni, un an de zile, lucrurile vor rămâne cam în aceeași arie sau se vor... Ai, nu știu, presimțiri optimiste sau mai degrabă? N-aș zice de presimțiri, nu sunt foarte bun la predicții. Știu să spun ce se întâmplă acum, nu mi-e clar ce urmează să se întâmple. Dar lumea este speriată. Mm-hmm. Ok. Hai să povestim un pic și despre încotro se dreaptă atenția investitorilor acum în acest context. În ce direcție se îndreaptă? Sunt anumite domenii care, hai să spunem, rămân încă în continuare foarte, foarte interesante și foarte apetisante pentru investitori și sunt altele care poate până acum erau destul de interesante, dar au fost puse într-o zonă de umbră, de așteptare. Vin imediat la întrebarea asta. Aș lua prima întrebare pe care am văzut-o pe deck-ul tău și anume cum te pregătești pentru pentru o rundă de investiție ca companie. Pentru că acolo mi se pare un element despre care se vorbește destul de puțin și care mie mi se pare foarte important. Și anume, ca antreprenor, mi se pare foarte util să înțelegi cum gândesc fondurile de investiții, cum gândesc investitorii. Este un proces de vânzare în care trebuie să înțelegi de ce are nevoie cumpărătorul când piciuiești o companie, când te duci să ridici bani. Și de foarte multe ori antreprenorii ignoră nevoia de a înțelege ce vrea investitorul, ce are nevoie investitorul. Și mulți antreprenori vin la investitori și exagerez un pic acum, te duci la un investitor care vrea să investească în agricultură cu o propunere de business de restaurant și încerci să explici, mamă, cât de extraordinar este business-ul meu. Și din nou, asta e o exagerare. Fără să încerci să înțelegi că de fapt pe acel investitor, chiar dacă business-ul tău este extraordinar, nu îi se potrivește, nu are ce-i trebuie lui. Dacă aș fi antreprenor și aș vrea să ridic o rundă de investiții, unul din lucrurile de la început pe care le-aș face ar fi să mă duc la niște cursuri de VC, ca și cum aș vrea să mă fac eu VC și să înțeleg cum funcționează un fond de investiții, de la cine ia banii fondul de investiții, ce fel de obligații are fondul de investiții față de LP, de investitorii în fondul de investiții. Pentru că fără să înțelegi ca antreprenor care e cutia în care se învârte, care sunt limitele în care se învârte un fond de investiții, este foarte greu să reușești să atragi finanțare. Finanțarea nu se atrage numai având o companie bună, așa, by default. Mm-hmm. Ajută foarte mult să ai o companie bună, este esențial. Dar nu este, hai să spunem, elementul... Nu este totul. Da. Nu este totul.
ajută extrem de mult să înțelegi ce are nevoie cumpărătorul, ce are nevoie fondul de investiții. Și încurajez extrem de mult antreprenorii să se ducă la cursuri de VC-uri, ca și când ar vrea să se facă VC, ca să înțeleagă nevoile fondurilor de investiții și le va fi semnificativ mai ușor, like de 10 ori mai ușor, să ridice bani pentru companiile lor. Cred că e un principiu esențial de marketing acesta, să intri în pielea și în papucii clientului, da, și să înțelegi cum gândește, cum acționează, de ce spune ce spune și așa mai departe. Și chiar este un subiect în care o să vreau să intrăm, pentru că vreau să abordăm Seedblink, această platformă în care ești membru fondator și partener și pe care l-ați construit atât de frumos în scurt timp, practic în 2 ani. Și aș vrea să analizăm atât din perspectiva investitorilor pe care îi atrageți în platformă și, bineînțeles, tot acest mecanism de care zici, de ce vin, ce riscuri există, ce randament poți să obțină, care sunt regulile jocului, și după care să intrăm și în perspectiva companiilor care pot să vină să ceară finanțare prin intermediul acestei platforme și discutăm și toate mecanismele în care îi ajutați pe ei. Deci, următoarea întrebare ar fi: cum funcționează platforma Seedblink pentru investitori? Deci, Seedblink practic este un fond de investiții cu foarte mult LP. LP înseamnă Limited Partner, LP sunt investitorii într-un fond de investiții. Da? Și Seedblink este un VC, un fond de investiții cu foarte mulți investitori, în care investitorii au oportunitatea foarte interesantă de a-și alege în care din oportunitățile aduse pe masă de Seedblink să investească. Deci e un fel de licitație. Nu, nu este licitație, pentru că nu este niciun algoritm de licitație și de schimbare a prețului în funcție de, în funcție de licitație. Companiile vin și sunt prezentate investitorilor. Prețul de investiție este fix. În general este stabilit de un fond de investiții clasic care co-investește cu Seedblink prin negociere directă, și acolo unde fondul de investiții, nu știu, Catalyst, Gapminder, Early Game, Rockout, orice fond de investiții din România sau din străinătate, ei investesc la o evaluare, exact la aceeași evaluare și la aceleași condiții comerciale, investește și Seedblink, se investește și prin Seedblink. Și orice investitor de pe platforma lui Seedblink poate are acces să investească în aceste oportunități în care altfel nu ar avea acces, pur și simplu, că vorbim de investiții de 2500 de euro. Pentru un LP. Pentru un LP de-al nostru, da? Deci pe sume atât de mici nu ai avea acces să investești, nu știu, să zicem, în FlowX sau în Druid sau în companii mari în care se investesc cecuri de 10 milioane. Da? Deci, odată faptul că ai acces la astfel de companii, companiile trec printr-un due diligence, atât de către VC-ul care investește, cât și de către Seedblink, și asta este foarte punctual despre o investiție. Aici scuză-mă că te întrerup, dar vreau să lămurim o treabă. În cazul în care sunt eu, compania X, și vreau să atrag 10 milioane de lei, de exemplu, sau de euro, pentru 10% din companie. În cazul în care sunt mai mulți investitori care sunt interesați de a investi în compania mea, se oprește la momentul în care se atinge 10 milioane și ceilalți care sunt în coada de așteptare nu mai pot să investească, sau? Procesul este, există o sumă, acel 10 milioane, da? Lumea apasă pe butonul commit, 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 commit și face commitment-uri până la 10 milioane. După care există o discuție cu compania dacă există cerere, dacă compania acceptă bani suplimentari sau nu, dacă dorește. Și la un moment dat se ajunge la un număr la care compania nu își mai, adică ok, atâția bani vrem, tragem linie și după aceea lăsăm o listă de așteptare.
De ce? Pentru că și conform legii și regulamentelor există un timp de, nu știu, 24-48 de ore în care te poți răzgândi. Nu știu cât este numărul. În care te poți răzgândi și de fapt nu vrei să, și atunci, să mai vezi. Și atunci, exact, mai este o listă de așteptare în care și mărturisesc că în general există 1, 2, 3, 4 investitori care zic, bă, mi s-a părut că, dar mai degrabă nu m-am răzgândit. Și lista de așteptare, câțiva din lista de așteptare, cam ăsta este procesul. Și ce am mai vrut să te întreb, un investitor din ăsta LP, el poate să participe doar cu 2500 de euro la o astfel de participare de investiție, sau poți să zic că mă, eu vreau să investesc orice, 2500 este suma minimă. Okay. Este deci suma minimă. Poate să meargă cu orice sumă, cu 3275. Și tot așa, dacă ajuns la coadă, de exemplu, și depășește cu o porțiune suma maximă admisă, rămâne atunci rămâne cu... Exact, cu okay, trebuie. Acum este clar. Ce este... Și asta este despre o investiție. Ce facem foarte interesant pentru investitori este că îi ajutăm să investească ca VC-urile. Până la urmă, VC-urile au un tip de knowledge și de abilități construite care le face să-și poată gestiona raportul risk-reward. Risk beneficiu, da? Câștig. Pe întreg portofoliu. Și anume, să-și construiască o teză de investiții și să se țină de teza de investiții. Ce se întâmplă cu investitorii mici, angel, mai degrabă investesc intuitiv, emoțional, da? Și noi încercăm să încurajăm teze de investiții, construirea de teze de investiții și investirea în portofolii, nu în companii, ci în portofolii de companii care să urmărească o teză de investiții. Care teză de investiții poate să fie investesc în companii din health tech, investesc în companii din Italia, investesc în companii cu 20 de angajați, investesc în companii profitabile sau înainte. Deci orice tip de teză de investiții, dar să fie ceva în care crezi și de care te ții. Și de care te ții într-un fel sau altul. Și noi avem în produs, în Seedlink, multe instrumente de construcție a tezei de investiții și de verificare în ce măsură compania care apare este în teza ta de investiții sau nu. Vreau să știu că există un punctaj și există niște punctaj, o limită sub care dacă nu se califică, atunci nu... Nu-l acceptați. Până la coadă, teza de investiție este a ta, investitor, și este dreptul tău să ți-o urmărești sau să ai excepțiile aia, să nu ți-o urmărești. Dar noi încurajăm tezele de investiții și urmărirea lor. Încurajăm portofolii, nu investiția într-o companie sau două, ci investiția în portofolii. Avem chiar un produs în care dacă comiți să investești într-un portofoliu, cumva poți să investești chiar și mai puțin de 2500 de euro pentru acest spreading the risk. Da? Ajutăm cu alte tipuri de instrumente specifice VC-ului, instrumente de tip acces, pentru că altfel nu ai avea acces la companii mai degrabă mai mari și mai bune, dacă așa. Instrumente de negociere. Noi avem negociem pentru că avem posibilitatea, puterea pe care un cec de 2500 de euro nu o are, să negociem în contractul de investiție elemente de tip prorata follow-on, deci să ai abilitatea de a face follow-on, de a investi în runda următoare. Ce se întâmplă este că VC-urile câștigă mai mult de jumătate din profituri din runda următoare, pentru că ce se întâmplă este că investești în multe companii la început de drum, un procent din ele merge sau nu merge și un alt procent devine, crește și devine foarte apetisant, ia o rundă următoare foarte mare,
Și la runda următoare, în general, pentru că compania deja este foarte bună, cu cât este mai bună compania, cu cât cu atât profitabilitatea este mai mare, dar nu te mai lasă nimeni să investești. În companiile bune e bătaie pe ele, nu te lasă nimeni să investești. Ce facem este că ne asigurăm că avem dreptul pentru în numele investitorilor să facem acest follow, să investim în runda următoare la companiile bune. Și investiția în companiile bune este semnificativ mai puțin riscantă. Deci, da, e dovedit, e un drum dovedit, are istorie. Exact, exact. Și sunt multe astfel de clauze pe care VC-urile le cunosc foarte bine, care este ordinea de înmormântare, cum se zice, care este ordinea în care dacă compania se duce în jos, în care se scot banii din companie și să fie mai degrabă mai la început decât mai la sfârșit. Sunt multe tipuri de clauze pe care le negociem în numele investitorilor noștri și care ajută semnificativ de mult. Ele fiind publice, facem și cursuri de așa ceva, deci încercăm să ajutăm environmentul să crească în direcția asta. În partea cealaltă, în zona de management a portofoliului, există o porțiune a platformei care se cheamă MyPortfolio, în care vezi tot ce ți se întâmplă în portofoliu. Vezi cum arată numerele la nivel de portofoliu. Dacă ai investit 20.000 în 5 companii, care este valoarea acțiunilor pe care le ai acum. Și e interesant, e cam ca la bursă, doar că nu se schimbă în fiecare zi numerele ca la bursă, nu e atât de dinamică. Dar da, vezi cum evoluează în timp. Și la voi, la cât timp se întâmplă această raportare? Noi facem schimbări extrem de conservatori, și anume doar când companiile au un eveniment extern care să le justifice o valoare. Uh-huh. Noi nu facem evaluări. Uh-huh. Deci dacă compania mai ia o investiție, atunci aici se schimbă valoarea. Okay. Da? Sau se întâmplă ceva, foarte important. Nu umblăm. Un contract nu este schimbător de valoare atât de hard, atât de brutal. Schimbător de valoare este când pune cineva bani pe masă pentru valoarea respectivă. Deci nu facem noi evaluări, ci punem în platformă evaluările altora care au putut. Și după aceea poți să gestionezi, să vezi despre fiecare investiție, să vezi contractele, să vezi. Facem anual due diligence pe acționariat. Asta e un cost care suportă firma sau e un beneficiu pe care îl oferiți voi? Este un cost de management pe care îl are investitorul și pe care și-l asumă, și pe care și-l asumă contractual investitorul. Da. Și pentru că așa este și la VC-uri. Investitorii în VC-uri, LP-urile, au acest management fee care face VC-ul să poată trăi până la urmă. Deci gestionăm, ajutăm investitorul să gestioneze un portofoliu, atât la intrare, prin teze de investiții. Și diminuați clar riscurile? Îi diminuăm riscurile, îi dăm acces la investiții pe care, la care nu ar avea acces. Și încercăm să educăm și să-i dăm instrumente astfel încât să fie și el în clasă cu VC-urile, nu într-o clasă de investitor privat care investește emoțional. Sunt mulți business angels care investesc foarte bine. Nu sunt copii. La liga profesionistă. Da, da. Ce am mai vrut să te întreb legat de randament. Ziceai de aceste teze investiționale. La fiecare dintre ele bănesc că vă propuneți niște randamente. Tezele nu sunt ale noastre, sunt ale investitorului și el trebuie să-și propună randamente. Noi nu facem recomandări. Nu facem recomandări, nu avem cum să facem recomandări. Nu ne asumăm în niciun fel altceva decât faptul că compania că ce spune compania este adevărat. Deci este un due diligence de tipul compania este adevărată, există reacționarea pe care i-a spus. Rapoartele financiare sunt alea pe care le-a prezentat, dar nu facem evaluări calitative despre oportunitate. Nu venim să spunem firma asta este o oportunitate sau nu.
pentru că nu avem acest, nu ne arogăm dreptul de a decide chiar și soft în numele investitorilor, LP-ilor. Este unul din avantajele față de un fond de investiții, faptul că tu, LP, poți să-ți alegi teze diferite de investiții și să alegi în ce crezi tu că va fi de succes de viitor. Că este de succes PropTech, că se schimbă business-ul de property management și că tu crezi că în viitor business-ul de PropTech va fi tehnologizat și atunci vrei să investești în o zonă în care cunoști, pentru că sau biotech sau security sau fintech, I don't know. Spune-ne câteva cuvinte despre cine sunt investitorii din platformă, nu știu, niște aspecte din asta legate de profilul lor socioprofesional, vârstă, ceva lucruri care să ne dăm seama cam cine sunt investitorii care investesc astăzi în companiile din România. Da. În primul rând, Seedlink este deja de 6 luni non-românească, adică nu este o companie doar românească, nu mai este nici măcar România Plus. Este o companie paneuropeană și asta a fost viziunea încă de la început, de a consolida la nivel paneuropean investițiile în tehnologie. Pe chestia asta, investitorii sunt din România, din Bulgaria, din Grecia, Seedlink are birou în momentul ăsta în Bulgaria, Grecia, se deschide, nici nu știu, da, se va deschide Austria, se va deschide Olanda. Deci există un set de birouri în care Seedlink funcționează cu local country management și sunt construite comunități de investitori pseudolocale în Europa. În fiecare țară profilul este un pic diferit și dacă este și în general sunt două tipuri de oameni, de oameni, de entități. Sunt ceea ce noi numim family offices, care sunt prin alte companii se numesc high net worth individuals, investitori care investesc cecuri de 50.000 de euro, cecuri de 100.000 de euro într-o oportunitate, într-o companie. Și ei, în general, sunt antreprenori de tehnologie care și-au vândut companiile, au un net worth de 10, 20, 50 de milioane, 100 de milioane de euro și sunt atenți să găsească oportunități și să poată investi sume mai degrabă mai mari decât mai mici. Și Seedlink are niște produse separate pentru acest tip de investitori. Pe de altă parte, sunt investitorii care se uită la cecuri multiple de 2500 de euro. Sunt investitorii care au un net worth de 100.000, 200.000, 300.000. În general, middle management și top management de tehnologie din, nu știu, Oracle, Microsoft, zona de middle și top management, tot zona de middle și top management bancar. În general, oameni care își permit și aici cumva anticipez o potențială întrebare de-a ta despre este riscant sau nu, se pot pierde banii. Răspunsul este da, se pot pierde banii. Se pot multiplica banii foarte, foarte mult, foarte bine, dar banii se pot pierde. Este o investiție de risc, este o investiție în care compania în care investești poate să meargă sau poate să nu meargă. Și recomandarea pe care o avem întotdeauna este să nu investească nimeni mai mult decât își poate permite să piardă. Nu este un depozit bancar, nu este o investiție. Nu aveți mecanisme de garantare a investiției.
nu? Da, deci e ca și pe la bursă. Da. Absolut, absolut. E o piață liberă, fiecare își asumă riscurile și știe până unde se poate întinde. Exact. Și atunci cumva recomandarea ca să investești 4 cecuri de 2500, dacă ca să investești 10.000 de euro într-un an, trebuie să ai un net worth de 100.000 plus cele de bază, casă și așa mai departe, da? Mm-hmm. Și încurajăm întotdeauna investitorii să-și gândească un portofoliu în care să-și planifice: uite, aș vrea să investesc 10.000 de euro într-un an, mă uit într-un an care sunt oportunități, nu investesc în primele patru care au venit și după aceea încerc să... La asta ajută construcția unei teze, la o înțelegere mai degrabă de ansamblu a gestionării finanțelor proprii. Ok. Și pentru cei care sunt la început de drum, de exemplu, nu au mai făcut astfel de lucru, există vreo mecanism prin care ajutați să înțeleagă ce înseamnă acest proces? Ziceai ceva cursuri. Avem și construim din ce mai mult bibliografie despre așa ceva. Există în tot cazul bibliografie pe internet la search. Sidlink este deschis în permanență cu număr de telefon și oameni care să răspundă la absolut orice întrebare. Avem investment relationship managers care răspund la întrebări. Și aveți chiar și o secțiune de frequently asked questions. Absolut. Următoarea întrebare pe care aș vrea să ți-o pun este: cine poate fi investitor? Care este contribuția părților implicate? Oricine poate fi investitor. Ok. Care, bineînțeles, respectă niște reguli de care le-ai enunțat mai înainte, în așa fel încât să nu fie pentru el o povară, eventual, un eventual risc care apare. Asta este... ok, întrebarea are două laturi, știi? Din punct de vedere al lui Sidlink, tehnic vorbind, nu excludeți pe nimeni. Oricine poate fi investitor. Recomandăm cu toată inima și cu toate punctele de vedere, recomandăm ca lumea să nu investească mai mult decât poate pierde. Putem să ne uităm la niște numere, dar asta este principiul de bază. Practic, dacă vrei să investești prin Sidlink, intri, îți faci cont pe Sidlink, treci printr-un proces de Know Your Customer, în care înțelegem cine ești, verificăm să nu fii în zonele interzise de lege. Așa. Și absolut se poate investi. Și care este contribuția sau ce costuri presupune relația cu Sidlink din partea unui investitor? O să fie public peste o lună, schimbăm un pic modelul. În momentul ăsta se investește prin niște instrumente de tip companie SRL în România. Odată cu expansiunea paneuropeană trecem la niște instrumente de investire un pic mai sofisticate și se vor schimba la momentul respectiv fiurile. Dar în general există fiuri de tipul access fee. Cu cât compania este mai degrabă mai greu să ajungem la ea, deci cu cât compania este mai bună și noi o tratăm mai bună. Cum te referi la investitori? Mă refer la costurile investitorilor, da. Și ele sunt mai multe. Deci există access fee, există management fee, există carry, success fee. Access fee este cumva accesul la companii bune. Companiile pentru care noi ne batem să există acces, companiile la care vrei să stai în față, dar ai niște bani în plus. Da. Există după aceea un management fee, care este gestionarea portofoliului. Și există un success fee, care este o porțiune din profit. Din profit. Deci dacă ai pus 100.000 și ai scos, în clipa în care ai scos 150.000, din cei 50.000 ne dai și nouă, nu știu, 10%, nu știu cât este numărul. Ok. Da. Hai să trecem la următoarea întrebare. Ce costuri implică investiția, mi-ai spus? Poți să piardă banii investitorii și iară, ce recomandări dai în acest sens pentru cei care poate sunt la început de drum și încă nu au experiență în
Adică care sunt acele semne în care îți poți da seama dacă o anumită... Dacă ar exista răspunsul la chestia asta, ar fi unii oameni foarte bogați. Nu există, există semne, dar sunt foarte non-reliable. Te uiți, fiecare din investitori se uită la ce crede că este mai important. Și asta este teza de investiții. Te uiți la calitatea echipei de fondatori. Fiecare oportunitate care este prezentă pe Seedlink are un pitching către investitorii Seedlink. Este o oră în care vin și răspund, își prezintă compania, răspund la întrebări puse de Seedlink și la întrebări puse de participanți. Uh-huh. Da? Și avem aproape în fiecare săptămână avem astfel de pitch-uri. Trebuie să existe un fel de chimie, nu neapărat o chimie personală, că ești un investitor, nu o să lucrezi cu omul acela, dar să înțelegi energiile, să înțelegi dacă este un director general bun, dacă este un founder bun. Deci este mult despre echipă, despre cât de complementară este echipa de fondatori. Este despre încrederea în modelul de business, dacă este un model de business care mai degrabă crește sau mai degrabă scade, unde este pe un hype cycle de-a lui Gartner. Deci cumva te uiți la dimensiunea pieții în care cât de mult poate să crească, dacă este o companie mai degrabă locală, românească sau mai degrabă globală și în funcție de ce îți dorești și tu să investești în succese locale sau în challengeri internațional. Este foarte mult despre fiecare investitor în ce crede. Ce mai vreau să mai întreb și după trecem la partea de companii care caută investitori. Spuneai că v-ați extins la nivel european, probabil că nu veți opri aici, aveți merge poate chiar la nivel global. Aici probabil că pentru viitorul semnificativ, ok, nu pot să zic ce se întâmplă în 10 ani, dar pe următorii 3, 4, 5 ani probabil că rămânem în Europa. Vă focusați pe Europa. Absolut. Pentru că sunt foarte diferite zonele ca cultură investițională și așa mai departe. Și nu poți să acoperi tot. Noi credem foarte tare că focalizarea în acest caz este ceva foarte important. Și cu cât te defocalizezi, cu cât te duci în toată lumea, dispezi energie și faci lucrurile prost. Așa că focalizăm pe Europa, vrem să fim cel mai important jucător de consolidare a investițiilor de tip equity în Europa, în companii de tehnologie. Și ca să facem această punte între investitori și companii care caută investiții, aduceți în fața investitorilor de peste tot din acest portofoliu pe care le aveți orice companie din orice țară sau investitorii și aleg țările în care vor să investească sau companii din anumite țări sau cum se întâmplă acest lucru, acest matching între... Deci noi încercăm să aducem în fața investitorilor cele mai bune companii de tehnologie. Indiferent de unde sunt din această zonă de influență pe care aveți. Indiferent de unde sunt din această zonă. Adică o companie din România poate să aibă investitori din, nu știu, din Cipru, absolut, din Grecia, din Bulgaria. Astăzi avem listat în Seedlink, dacă nu mă înșel pe tare, o companie din Grecia și o companie din altă țară. Nu avem niciuna din Bulgaria, dar avem două țări din Europa. Una sigură din Grecia, dar nu mai știu a doua de unde este. Deci, orice companie de tehnologie din Europa. Și credem foarte mult că cel mai important este să avem acces la companiile cele mai bune. Este karma, este mantra acestei companii. Să aducem companiile bune să fie disponibile pentru investitorii noștri. Și acum, practic, ne trecem către prima întrebare și... din zona asta de companie, ce tip de companie poate aplica pentru finanțare și paranteza sau întrebarea subsidiară este cum vă poziționați sau cum vă faceți cunoscută către acele companii pe care le targetați, cele mai importante, cele mai bune? Orice companie
Știi cum, de aplicat poate să aplici orice. Deci ne uităm la companii de tehnologie și business-uri technology enabled din Europa. Ne uităm la startup-uri cu runda, cu vârsta, runda de investiții pre-seed, seed și serie A în momentul ăsta, care au runde de investiții între 3-400 de mii și 10-15 milioane, în care Seedlink investește între 200 de mii și 2 milioane. Și dacă ar trebui să facem un profil al unei companii de genul acesta ideal din aceste perspective pe care ai descris-o, ca ce înseamnă, ca cifre de afaceri, ca număr de angajați, ca vârstă? Depinde, runda este importantă, la ce rundă ne uităm, pre-seed câteva sute de mii, seed spre 1 milion sau seria A spre 10 milioane. Și fiecare din aceste tipuri de rundă are un profil de companie. Pot fi companii care sunt pre-revenue, care nici măcar nu au vânzări, dar au o echipă foarte bună, un produs bine definit, chiar dacă este într-un PowerPoint sau este într-o formă beta ceva. Și atunci companiile astea au un risc mare, risc de piață, risc de execuție. Deci o evaluare mai degrabă mică și investitorul primește mai mult dintr-o companie, dar la un risc mai mare. Sunt companiile seed care au început să aibă niște vânzări, de-abia au început să definească un product market fit, deci există niște cerere, dar mai este încă mult de muncă și ne uităm la investiții spre 1 milion. Și companii de serie A în care este găsit și confirmat product market fit și au nevoie de o serie A cinstită de ordinul 10 milioane ca să crească. Și banii se duc în altă parte la fiecare din firmele astea. Companiile trebuie să arate altfel și criteriile după care încerci să te prinzi cumva, oricât de greu este, dar încerci să te prinzi dacă o companie este mai degrabă bună sau nu. Pe fiecare din aceste nivele sunt un pic diferite. Și întrebarea aceea secundară, cum vă promovați, cum ajungeți în mintea și în sufletul acestor antreprenori care caută astfel de... Încercăm foarte mult să ne poziționăm ca branding, ca word of mouth, ca fiind cei mai buni investitori. Noi ajutăm compania foarte mult și prin marketingul pe care îl facem împreună cu ei și după aceea, pentru că avem un network atât de mare, în principiu, într-o investiție cam vin 70, să zicem așa, cam 70 de investitori. Investitorii care investesc într-o companie prin noi, cei 70 să zicem, sunt mai degrabă cunoscători ai domeniului. Deci gândește-te că tu, companie, primești brusc un set de 70 de investitori care, by the way, nu intră în cap table, ci ei sunt o singură linie în cap table, 70 de ambasadori, 70 de oameni care vorbesc că sunt investitori și sunt mândri că sunt investitori în compania ta. Marea majoritatea lor cunosc câte ceva despre business, sunt potențial clienți, au acces la potențial clienți și își doresc să ajute. Ceea ce este foarte important. Nu e foarte simplu să găsești 70 de ambasadori și de mentori din care să-ți dea și bani. Da. Super. Da. Și încercăm, ca să revin la întrebare, cum ajungem la ei, încercăm să ne promovăm cu un astfel de serviciu pentru companii. Prin toate metodele, suntem prezenți la evenimente, suntem în jury, că sunt foarte multe zile de demo days și așa mai departe. Suntem prezenți la evenimente, suntem mentori, avem o echipă de mentori care merge în permanență pe la evenimente de mentorat către companii. Suntem într-o relație foarte apropiată cu VC-urile și încercăm să explicăm VC-urilor că
noi nu suntem un competitor, suntem cumva un complementar cu visiurile. Aducem alt tip de ajutor către companie și visiurile se bucură să coinvestească cu noi. Astfel încât visiurile care găsesc companii bune de multe ori ne cheamă să investim alături de ei. De multe ori când noi găsim companii bune, invităm visiurile să investească alături cu noi. Este un environment și suntem un player important în environment. Nu zic că suntem cel mai important player încă, dar suntem un player important în ecosistemul de investiții de seed serie A în Europa. Și cu siguranță o să deveniți cel mai important. Știu ne străduim. Da. Știu că, în general, când îți propui ceva și duci la bun sfârșit. Aici aș face o mică completare. Nu este despre mine. Asta era un mic compliment pe care ți l-am făcut. I'll take it. Mulțumesc. Da. Sidul înseamnă mai mult decât Radu Georgescu, dar absolut. Din punctul meu de vedere, prezența ta acolo, e o garanție că acest lucru se va întâmpla. Cum funcționează platforma pentru companii care caută investitori? Intru prima oară în contact, ce fac? Deschid un cont sau cum se procedează? Ajungi la companie, fie deschizi un cont și aplici online, fie cineva din partea voastră sau un investitor sau cineva. Într-un fel sau altul ajungi să vorbești cu cineva. Fie că te-ai cunoscut la un demo days cu un mentor de la noi, fie că VC-ul ți-a recomandat să vorbești cu noi, fie într-un fel sau altul ajungi să vorbești cu un coleg, cu un investment manager de la Sidlink. Investment manager face un prim assessment despre companie. El construiește un term sheet, un fact sheet despre companie, în care înțelege ce face compania, care este cap table, care e revenue, care e modelul de business. E un formular destul de standard al nostru intern. Ca să fie ușor de înțeles de toți cei care de toți cei care o să-l primească, exact. Dar este un formular care nu este neapărat foarte public, nu-l completează compania, ci există o discuție în care investment managerul înțelege cât mai intim compania din mai multe puncte de vedere, construiește acel formular. După care există un prim filtru, este un challenger meeting cu toți investment managerii și care este challenger pentru că ei se challenge unii pe alții. Da? Și fiecare, adică e un meeting intern, fără să participe compania în discuția asta. Este un meeting intern în companie al investment managerilor din companie. Și fiecare își prezintă, își prezintă între ei. Și ceilalți au rolul de a... De a găsi problemele. De a provoca. Și trec cam jumătate din companii de acest filtru. Și din ce cauză doar jumătate? Pentru că noi ca Sidlink ne străduim să aducem doar companii bune, cum le considerăm mai bune, sustenabile, în fața investitorilor. Și vrem să nu ratăm. Vrem foarte mult să nu ratăm. După ce trece de acest challenger meeting, companiile care trec cu da sunt aduse în fața echivalentului unui investment committee, la noi se cheamă funding committee. Care, fel de board al investitorilor. Un fel de board al investitorilor, să zicem, care este cel care aprobă final ca o companie să fie listată, să fie prezentată ca oportunitate sau nu către investitori. Și aici cum se splituiește? Aici tot cam jumătate. Da? Tot cam jumătate mai trec. Deci 20% din cei care... Din cei care au trecut din cei despre care un investment manager crede că merg. Pentru că altfel fiecare investment manager vede sute de companii. Trebuie să existe acele premise ca compania să crească până la runda, să crească și să ia runda următoare. Ceea ce înseamnă un cap table curat, înseamnă un model de business fiabil și apreciabil, care să fie interesant,
Trebuie să aibă o echipă de founder, o echipă de oameni care să fie complementară, care să acopere toate necesitățile unei companii. Dacă vine o companie din 3 programatori doar, sunt programatori, n-am nimic cu programatori, adică sunt eu programator. Da? Îți trebuie mai mult pentru a face Da, îți trebuie un pic mai mult decât doar programatori, la fel cum doar finanțatori nu este suficient, dar îți trebuie o complementaritate a echipei. Și toate astea sunt punctaje pe care orice fond de investiții, la care orice fond de investiții se uită, și ne uităm și noi exact la fel ca orice fond de investiții. Și după ce trece de acest... După ce trece de funding committee, intrăm pur și simplu în logistica unui proces, care proces înseamnă să semnează un term sheet, cu un contract și un term sheet. Asta e practic un contract pre-investiție, nu? Pentru pregătirea investiției. Da, exact. Da, pentru că începem să consumăm bani, începem să investim, să promovăm. Trebuie să existe și o justificare legală Trebuie să să nu se întoarcă cineva peste 2 săptămâni sau 2 luni să spună stai puțin că m-am răzgândit. Nu zic că s-ar întâmpla, dar există elemente contractuale. După care se completează un set de pași de marketing, se face documentație, de marketing se face due diligence, scriu o grămadă de se scriu riscuri, se încarcă în platformă. Fondatorii au acea prezentare de oră pitching în fața investitorilor. Cei interesați sau poți să participe și oricine. Cei interesați primesc e-mail-uri mai mult sau mai puțin agresive în funcție de cum și-au declarat acceptanța, dorința despre acel tip de companie. Și că dacă tu vrei să investești în Agritech și noi avem o companie de data security, n-o să te tu o vezi, da. Dar trebuie să vrei să o vezi, știi? Da. Dar dacă îmi vine o companie de Agritech pe care tu ai spus că vrei Agritech, atunci platforma vă asigură că ne asigurăm că o vezi. Da, că o vezi într-un că fel, e pentru tine. Că e pentru tine, da. Așa? N-ai răspuns la e-mail, dați un mesaj pe WhatsApp. Exact, băi, vezi, e sigur că adică ai văzut aia, dacă îmi spui că nu, e ok atunci. Așa. Așa se publică, se pornește campania, se completează campania, după care se semnează contractele finale. În momentul ăsta, dat fiindcă investițiile se fac prin SRL-uri românești, se creează un SRL cu toți investitorii. Investitorii pun bani în SRL, ca aport de capital, și SRL-ul investește. Urmează să trecem, cum ziceam, de luna viitoare la un instrument pan-european în care lucrurile o să fie mai simple. Deci nu o să mai trebuie să faceți SRL-uri? Da. Așa. Și gata. Aș vrea să ne întoarcem un pic la acel moment în care decideți dacă o companie merită sau nu să treacă mai departe. Care sunt criteriile de selecție a companiilor și cum le ponderați, să spunem așa, că nu știu, sunt 5, 10, 15, 12 criterii de genul acesta și care sunt cele mai importante dintre ele, care când trece cel mai greu în acea balanță, acea decizie pe care o ia acel board de investitorilor. Da. Când trece foarte greu să fie o companie de tehnologie sau technology enabled. Probabil peste dacă vine un restaurant, de exemplu, foarte puțin probabil să-l accepta. Nici dacă ar fi total robotizat sau... Dacă este total robotizat, e un business de tehnologie. Trebuie să înțelegem foarte bine în ce business ești. Și un restaurant total robotizat și asta face diferența, atunci ești într-un business de tehnologie super cool. Știi? Restaurantul este unic. Altceva. Da. Dar destul de puțin probabil. Este foarte importantă echipa și abilitatea de execuție a echipei, știi? Idei avem cu toții. Idei sunt multe, frumoase, piețe mari există.
În momentul ăsta, firmele bune trăiesc pentru că echipa are abilitatea de a executa un business plan. Și cumva ne uităm foarte mult la echipă și la capacitatea lor de a executa acel business plan. Ne uităm ca cap table-ul să fie curat, să nu fie probleme de acționariat. Sunt companii venite cu 70 de acționari în companie. Ne ferim de astfel de companii pentru că există potențiale probleme. După aceea, foarte multe companii este neinvestibil oricum în etapa următoare. Nu încurajăm pe nimeni să se ducă în direcția asta. Ne uităm la cât de mult mai au founderii din echipă, să nu fie prea puțin. Ne uităm la alinierea de interese între founderi, oamenii importanți din companie. Există o companie, de exemplu, în care nu am vrut să investim, în care exista un founder cu bani, dar care nu era implicat în companie și care avea 80% din companie. Mai aveau 10% alți angajați și 10% CEO-ul, care făcea toată treaba. Da? Asta nu este ceva. E un dezechilibru pentru că e o nealiniere acolo. La un moment dat o să apară o frustrare sau ceva care va genera probleme. Exact. Deci încercăm să ne uităm cu experiența pe care o avem fiecare dintre noi, atât în sibling cât și în viețile anterioare, să înțelegem ce poate merge prost la compania asta. Cam asta este rolul nostru, știi? Nu suntem niște oameni care se uită la ce poate merge bine, ci mai degrabă la ce poate merge prost. Și e din riscului, e din păcate, dar este despre managementul riscului, exact. Și avem discuții între noi foarte aprinse despre. Există întotdeauna un sponsor din funding committee, un sponsor al fiecărui. Deci sunt niște proceduri despre cum anume trece. Și decizia o luați, nu știu, într-o anumită proporție majoritară sau un anumit. Deci sau... suntem în momentul ăsta în funding committee și trebuie să fie trei de acord și o abținere. Dacă este un nu, atunci discutăm până și dacă nu reușim să convingem nu ăla, atunci nu investim. Foarte tare, foarte tare. Uite că nu mai avem foarte multe minute, zboară timpul cu tine incredibil de repede. Aș vrea să ne spui un pic, că ai zis de campanie de promovare, aș vrea să zic un pic și despre suportul oferit post-finanțare. Companiilor. Da. Unul din lucrurile interesante pe care le facem este că reușim să oferim un network foarte bun de... De mentori, de industry experts. Și care e ca și o plasă de siguranță la implementare, deci practic. Da, da, pentru că este foarte mult knowledge disponibil. Acum, ce... Există și disponibilitatea din partea acestor investitori de a se implica mai mult decât cu bani? Da, da? Super. Absolut. Există. Ce se întâmplă de foarte multe ori este că companiile nu reușesc să se prindă suficient de repede cât de mare este acest potențial și că el trebuie deblocat în mod proactiv de companie. Potențialul ăsta nu este proactiv din partea unui grup de oameni. Compania trebuie să fie proactivă și să vină să spună, uite, am nevoie adică de asta. El trebuie să-ți ceară ajutorul, adică nu, ajutorul nu vine și bate la ușă, nu ai nevoie de mine. Ca în viață. Da. Este un potențial absolut imens aici, dar el trebuie deblocat de către companie. Și avem companii care s-au priceput să folosească asta absolut extraordinar. Un exemplu este Plant & App. Am lucrat cu Plant & App foarte mult și e o companie nemaipomenită în sinea ei și știe să folosească toate instrumentele din jur. Ne-a folosit pe noi, dar își folosește alți investitori, reușește să folosească resursele din jur. Dar sunt multe care fac. Chiar o să fie marți la Microsoft Envision, o să-și prezintă competențele de succes. Da. Chiar e o companie foarte bună. Am citit mai lucruri frumoase despre ei. Da, chiar este o companie foarte bună. Gestionăm cap table-ul,
și putem să-i ajutăm atât cu partea noastră, cât și mai mult decât atât, putem să-i ajutăm cu restul cap table-ului pe care l-au, ajutăm în structurări, ajutăm în structurarea rundei în care participăm, dar și în structurarea rundei următoare. Da? Nu impunem un board member din partea Seedblink, dar dacă este nevoie, oferim cu, cu mare interes. Dar de ce nu îl impuneți? N-ar fi pentru voi un, nu știu, un control sau în general, ajung informații mai repede la voi legate de anumite, nu știu, riscuri? În general, coinvestim împreună cu un VC. VC-urile sunt obligate să aibă un board member. Dacă am, încercăm să noi încercăm să ajutăm companiile. Dacă am impune și noi un board member, am face viața companiei mai complicată. Putem veni cu tot ajutorul și cu tot dragul, cu un board observer dacă este nevoie, cu ajutor, dar cumva credem că în timp ce VC-urile sunt obligate de actele lor, statutul lor, să aibă un board member, noi putem fi un pic mai flexibili în zona asta. Și asta este o regulă obligatorie, tot timpul investiți împreună cu un fond de investiții. Deci asta este obligatorie, este practică. Am avut câteva excepții pentru câteva companii pe care le-am considerat foarte bune, foarte la început, în care nu era loc și de un VC, unde aveam fie oportunitatea să luăm noi toate, că erau ture mici, de runde mici de 100.000-150.000, fie luam noi toată runda, fie o luam VC toată runda, acolo am intrat. Dar au fost puține și cu nume de excepție. Am ajuns la acea întrebare cu ce este o rundă publică de finanțare, ce este o rundă privată de finanțare, dar cea hibridă. Și să recunosc că și eu sunt curios legat de genul ăsta și cât de mult seamănă cu ceea ce se întâmplă pe bursă. Nu știu, n-aș intra în ce se întâmplă pe bursă, nu sunt un expert în zona aceea, dar la noi practic sunt companii, sunt runde private în cadrul Seedblink, în care doar un anume tip de investitori au acces. Și în general sunt, este acea taxă de acces care probabil face diferența sau nu neapărat, de foarte multe ori organizăm runde în care founderii au deja investitorii. Adică ei știu, băi, din tot network-ul meu, aș vrea doar să-i adun tu și să-i gestionezi. Știi? Și atunci este chiar o rundă privată în care founderul primește în platformă, el scrie, aș vrea să ajungă la ăsta. Toată informația se duce doar la ei și doar ei au acces. De alte ori există doar un club în Seedblink care are acces și care sunt cei care au investit mai degrabă mai mult sau cei care și-au cumpărat accesul la acest club, dar nu sunt like, publici. O rundă publică este o rundă în care oricine își face cont investește. Iar hibrida este o rundă în care întâmplă în două etape. Exact. Deci se duce în zona privată pentru niște sume mai degrabă mai mari, după care intră restul în zona publică. Și cumva marea majoritate a oportunităților, a listărilor, așa sunt hibride. Există o primă tură de intrat în zona de club, în care și nu sunt condiții diferite, sunt accese diferite. Alt gen de prioritate. Exact. Am lămurit acest lucru și cred că ne îndreptăm către ultima întrebare. E o întrebare pe care vreau să ți-o pun de multă vreme și este legată de sfatul pe care dă Radu Georgescu unui investitor sau unui fondator de companie care vrea să își creeze o echipă, așa cum ai zis tu, complementară și cu care să aibă mare succes să pună acea idee în aplicare și să o ducă la bună executare. Cum ar trebui să-și găsească acești, nu știu, asociați la început de drum?
Aș răspunde spunând că este cel mai greu lucru din toată din toată întâmplarea. Nu am răspuns la întrebarea asta, să știi. Mm-hmm. Nu dar cred că există o... sau cum... Cred că se întâmplă lucrurile astea. Mm-hmm. Dacă eu, Radu, aș avea o idee, în funcție de idee, mi-aș construi echipa din persoane pe care le cunosc și în care am încredere. Echipele de fondatori nu sunt echipe care se angajează. Absolut. În primul rând trebuie să înțelegi ce tipuri de knowledge și de know-how îți trebuie. Că îți trebuie know-how tehnic, îți trebuie know-how de business, know-how financiar și leadership. Da? Toate astea patru trebuie să se regăsească în 2-3 oameni, mai degrabă 3 decât 2, că sunt 3 tipuri diferite, financiar, business și tehnic. Sunt chiar 3 tipuri diferite. Și deci un tip de knowledge l-aș avea eu, fie cel tech, fie cel de business. Și m-aș uita în jur care sunt oamenii cu care mă cunosc suficient de bine, în care am încredere, cu care sunt complementar și compatibil. Să putem să muncim nopțile fără să ne rupem dinții unul la altul, pentru că urmează multă muncă și multe certuri ca să iasă lucrurile bune. Trebuie să putem să ne certăm pozitiv, să putem să rezolvăm lucruri. Este greu și este unul din subiectele, unul din foarte multele subiecte pe care un antreprenor trebuie să le rezolve. Un antreprenor, de fapt, este un rezolvator de probleme constant, zi de zi. Da. Și știi asta mai bine ca mine. That's your job. Trebuie să-ți construiești acea echipă cu care să rezolvi problema. Și asta e prima problemă de rezolvat. Mulțumesc frumos, Radu, pentru prezența în emisiune și pentru faptul că ne-ai acordat aceste câteva minute în plus pentru a-mi răspunde la întrebarea care era un pic off topic, dar de mult am vrut să ți-o pun și n-am reușit niciodată în ultimele emisiuni. Ca de obicei, o plăcere deosebită să fiu alături de tine și să învăț de la tine. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune încă o dată și doresc mult succes cu aceste planuri frumoase pe care le aveți și cu contribuția pozitivă pe care aduceți la dezvoltarea la urma urmei economiei țării noastre și a Europei deja. Așa facem. Îți mulțumesc foarte mult, o plăcere întotdeauna. Dragi prieteni, ați urmărit o ediție Business Days despre antreprenori versus investitori. Am avut alături de noi pe Radu Georgescu. Vă încurajez să urmăriți și celelalte episoade. Sunt deja 16 episoade pe care le-am turnat în această serie, în acest un an și un pic în care le facem. Și bineînțeles, anul acesta am demarat și Business Race, afaceri fără perdea, în care analizăm modele de business cu fondatorii lor, bineînțeles discutând atât despre lucrurile pozitive cât și despre cele negative, ca cei care vor să pornească pe antreprenoriat să aibă o hartă a succesului și a eșecurilor din business și să învețe din ele. Vă doresc o zi minunată!